aparținând Serviciului Român de Informații, Autoritate Națională în materie de prevenire și combatere a terorismului. Dezvilarea tehnicii auto a Ministerului Afacerilor Interne continuă cu autospecialele jandarmeriei Buzău și este deschisă de către ATV-ul folosit în misiuni specifice structurilor montane în zone greu accesibile. Autospeciala marca Dacia Logan, folosită în misiuni de menținere a ordinii publice. Autospecialele marca Dacia Duster, folosite în misiuni de asigurare a ordinii publice și transporturi speciale și de valori. Autospeciala marca Ford Transit, folosită în misiuni de intervenție și acțiuni speciale. Autospeciala Opel Vivaro este folosită în misiuni de asigurare a ordinii publice și transporturi speciale și de valori. Urmează tehnica auto din dotarea Inspectoratului Județean pentru situații de urgență Buzău. Autospeciala de stingere cu apă și spumă, având denumirea AT-5003, încadrată cu modul de descarcerare și prim ajutor cu o capacitate de 5.000 de litri. Este folosită pentru stingerea incendiilor atât în mediul urban cât și rural. Autospeciala de intervenție la înălțime S-42, utilizată pentru intervenții complexe de stingere a incendiilor și salvarea persoanelor din construcții cu înălțimi de până la 42 de metri. Autospeciala de descarcerare, utilizată pentru descarcerarea persoanelor victime ale accidentelor rutiere, precum și pentru acordarea primului ajutor medical calificat, până la sosirea unui echipaj cu capacitate de transport a victimei. Defilarea blocului de paradă cu tehnică se încheie cu mijloace aparținând direcției de poliție locală Buzău, format din autospeciala Dacia Duster, folosită pentru asigurarea siguranței circulației în municipiul Buzău. Autospecială Dacia Duster, folosită în acțiunile de protecție a mediului. Autospecială marca Volkswagen Transporter, folosită în misiunile de intervenție și menținerea ordinii publice în municipiul Buzău. Doamnelor și domnilor, defilarea militară din acest an, dedicată sărbătoririi Zilei Naționale a României, este încheiată de către Garda de Onoare, constituită la nivelul garnizonii Buzău, din militari aparținând Ministerului Apărării Naționale, astăzi.